mare că ai dat 3 goluri sau pentru mai mare pentru că v-a salvat? Salut! Bucuria e pentru echipă, ne bucurăm cu toții, am muncit cu toții. Nu contează cine înscrie, niciodată n-am ținut cont de lucrul ăsta. Important e că ne-am salvat, cu bune cu rele, am avut și norocul ăsta, să zic, că ne-am adunat astăzi. Pentru că din cauza asta suntem și am fost pe locul de play-out. Sperăm să continuăm mai bine în sezonul următor. Partida un pic încinsă, cum a fost? Am început cam moale, am cam subestimat adversarul și uite că am fost pedepsiți prima repriză, dar ne-am revenit, am muncit și rezultatul a fost în favoarea noastră. Sezonul viitor cum va fi? Ce vă propuneți? Ne propunem menținerea în Liga a doua, nu suntem o echipă sponsorizată, muncim cu toții, plătim cu toții și nu ne permitem un loc de Liga a întâi. Din cauza asta nici... Clar, trebuie să ai jucători, să aduci jucători de primă ligă. Momentan nu ne permitem. Să, cum am zis, să rezistăm și în sezonul următor în Liga a doua. S-a terminat o nouă ediție și pentru voi și pentru multe echipe. Cum va fi sezonul următor? Ce ar trebui să se îmbunătățească la Victory Cup? La Victory Cup, în primul rând, ar trebui să se îmbunătățească orele la care încep meciurile. Pentru că de multe ori... Au și discuții, am pierdut meciuri din cauza asta, la contestații, cu întârzieri, că a fost mai mult decât ora de începerea meciului. Să se joace mai devreme? Și nu mai devreme, la ora programată. Pentru că de cele mai multe ori s-a jucat când întârzieri. Minim 20 de minute în majoritatea meciurilor pe care le-am avut. Minim 20 de minute întârziere. Atât, altceva nu am de obiectat. Arbitraj ok, pentru nivelul acesta cred că a fost ok. Atât. Altceva nu am de adăugat. Mersi.